După Boboteaz este cinstit Sfântul Ion, numit înainte mergătorul, pentru că a anunțat venirea lui Hristos. Potrivit tradiției, în dimineața zilei de Sfântul Ion, credincioșii trebuie să se stropească cu aghiazmă nouă pentru a fi feriți de boli tot anul. Se spune că după această sărbătoare se botează gerul, adică se înmoaie frigul și începe să se facă mai cald. În ziua sărbătorii Sfântului Ion, tradiția spune că oamenii trebuie să fie veseli, pentru că altfel în familie va domina tristețea până la sfârșitul anului. Un alt obicei întâlnit în ziua de Sfântul Ion este iordănitul. Mai mulți tineri care au luat aghiazmă în ziua de Boboteaz merg în dimineața zilei de Sfântul Ion la biserică și după încheierea slujbei îi stropesc pe credincioșii care părăsesc lăcașul de cult. Oamenii iordăniți trebuie să-i răsplătească pe urători cu bani.